Categoric nu a fost un zbor obișnuit, un zbor pe care l-am mai făcut fiecare dintre noi. Pe parcursul său am fost cu toții martori la mai multe scenarii pregătite de însoțitorii înarmați la bordul aeronavelor. Acești șoi sunt practic ultima linie de apărare atunci când celelalte măsuri de prevenție eșuează. Șoimii din aeronavă au primit informația din turnul de control că există un comportament suspect în aeronavă. Cineva cu un rucsac care aparent nu l-avea la intrare în aeroport și l-avea în aeronavă. Au început să verifice pasagerii, bagajele, în momentul în care au descoperit amenințarea, aceasta a fost neutralizată. Și ulterior au început să ia sub control aeronava, tratând fiecare persoană prezentă acolo drept un potențial agresor. În scenariile de astăzi am avut mai mulți atacatori în cascadă cu misiuni diferite care i-au încercat să detoneze niște dispozitive explozive, i-au încercat să atace pasageri, i-au fost neutralizați. În final au rezultat 3 morți și 3 răniți. În afară de șoimii aerului, cei pe care i-ați urmărit în aeronavă, au fost implicate efective de lunetiști, de luptători contrateroriști, de pirotehniști, de ofițeri care au lucrat în centrul de comandă, centrul de comandă care permanent a primit imagini de aici. Putem măsura pe la vreo 100 de persoane implicate cel puțin doar aici.